Pavel vorbește despre bucurie și despre fericire în mijlocul suferinței. Este incredibil. Pavel arată atât de clar cum pur și simplu poți să treci prin mijlocul unor circumstanțe nefavorabile și prin mijlocul suferinței cu zâmbetul pe buze. Exact ca așa cum unii dintre voi nu ați venit în dimineața aceasta la Speranța. Poate că ești trist. Poate că ești apăsat. Pavel spune că poți să zâmbești în mijlocul suferinței. Poți să zâmbești în mijlocul durerilor. Cum se poate întâmpla lucrul acesta? Și ascultă-mă cu atenție. Întrebarea nu este dacă vei suferi, ci când vei suferi. Pentru că vestea proastă pe care o am în dimineața aceasta este că vei suferi. Și într-o cultură în care ne facem asigurări împotriva suferinței, știu că nu sună foarte popular mesajul acesta, dar adevărul este că vei suferi. Când vei suferi, nu știu. Cum vei suferi însă? Pentru că vestea bună este că poți să treci prin suferință cu zâmbetul pe buze. Se poate întâmpla lucrul acesta. Unii dintre voi deja ați trecut pe acolo. Unii ați putea să veniți și să vorbiți despre suferință. Să vorbiți despre cum ați trecut prin suferință. Unii ați trecut bine, alții mai puțin bine, prin suferință. Poate că sunt tineri mulți în locul acesta care zice: asta nu-i pentru mine predica asta, tânăr, mai am până când vine suferința. Sau poate că unii dintre voi vă gândiți la suferința prin care deja ați trecut. Suferința ta cea mai mare este că nu ți-o răspuns înapoi la mesajul de pe Facebook. Poate să fie și asta o formă de suferință, într-adevăr, dar într-o zi vei suferi. Haideți să deschidem la Filipeni, capitolul 1. Filipeni, capitolul 1. Aș vrea să citim câteva versete. Haideți să ne ridicăm în picioare. Haideți să citim de la versetul 12 până pe la versetul 26. Ascultați mesajul lui Pavel. Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. În adevăr, în toată curtea împărătească și pretutindeni, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos. Și cei mai mulți din frați, îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Unii, este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din invidie și din duh de ceartă, dar alții din bunăvoință. Aceștia din urmă lucrează din dragoste ca unii care știu că eu sunt însărcinat cu apărarea Evangheliei. Cei din tâi, din duh de ceartă, vestesc pe Hristos nu cu gând curat, ci ca să mai adauge un necaz la lanțurile mele. Ce ne pasă? Oricum, fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit. Amin. Eu mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura, spune Pavel, un om cu zâmbetul pe buze. Îmi place de Pavel, că știu că lucrul acesta se va întoarce spre eliberarea mea prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului lui Iisus Hristos. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca întotdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Și toată biserica să spună: amin. Ce mesaj frumos ne transmite Pavel în dimineața aceasta. Dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc și nu știu ce trebuie să aleg. Sunt strâns din două părți, aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi mult mai bine. Dar pentru voi este mult mai bine să rămân în trup și sunt încredințat și știu că voi rămâne și voi trăi cu voi toți pentru înaintarea și bucuria credinței voastre. Pentru ca prin întoarcerea mea la voi să aveți în mine o mare pricină de laudă în Iisus Hristos. Amin. Vreau să ocupați locurile. Îmi place așa de mult de Pavel că atunci când trece prin zile un pic mai nasoale, Pavel este omul
care vede că în tot răul este și un bine. Omul ăsta în tot răul găsește și un bine. De fapt, nu doar un bine, de multe ori găsește mult bine. Când vorbește despre suferință, Pavel ne arată trei surse care provoacă suferință în viața noastră. Trei surse ale suferinței despre care vreau să-ți vorbesc în această dimineață. Și nu doar să-ți vorbesc despre ele, dar vreau să vedem împreună cu Pavel cum putem să trecem cu bine prin această suferință. Prima sursă a suferinței, spune Pavel, sunt circumstanțele nefavorabile. Circumstanțele nefavorabile, spune în versetul următor, vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. Vorbește despre împrejurările, despre circumstanțele în care el se găsește. Vreau să spun că aceste circumstanțe nu erau tocmai bune, nu erau cele mai frumoase, nu erau cele mai fericite. Pentru că atunci când Pavel scrie aceste cuvinte, vreau să-ți amintesc că el se găsește undeva într-o închisoare din Roma. Acum Pavel întotdeauna a avut un vis măreț, întotdeauna a avut o dorință puternică. Știți care a fost visul acesta? Să meargă știți unde? În Roma. Acolo și-a dorit să predice. Și-a dorit să meargă întotdeauna. A avut visul acesta să meargă în Roma, în marele oraș, să închirieze Coloseumul din Roma și să facă acolo un eveniment anual, să facă un eveniment m-am hotărât, să facă un eveniment important. Și s-a rugat pentru aceasta. Și-a tânjit pentru aceasta. Și și-a dorit să ajungă în Roma. Și într-o zi Dumnezeu stă de vorbă cu Pavel și îl întreabă: Pavel, mai ții minte visul tău de a ajunge în Roma? Da, Doamne. Pavel, am o veste bună. Spune-o, Doamne, o să ajungi în Roma. Acum am și o veste proastă. Spune-o, Doamne, o să ajungi nu ca și predicator, o să ajungi ca și prizonier. Și te uiți la circumstanțele prin care treci și te întrebi de ce? Pentru că acum Pavel este în închisoare. Poate că este flămând, poate că este bătut, poate că este bolnav, poate că este în suferință, fără nimic care să-i provoace o stare de bine, circumstanțe nefavorabile în viața lui și te întrebi, oare de ce? Și în momentul în care circumstanțele din viața ta sunt nefavorabile, tendința ta va fi să te concentrezi asupra circumstanțelor din viața ta și să spui tot felul de întrebări. Probabil că și Pavel a stat de vorbă cu Dumnezeu și poate că Pavel a întrebat: Doamne, sunt omul tău, sunt robul tău. De ce m-ai adus în Roma în închisoare? Și Dumnezeu se uită la Pavel și știți ce îi răspunde? Altă întrebare. Scuze. Și Pavel pune o altă întrebare. Și întrebarea lui Pavel e: Doamne, de ce m-ai adus în situația în care mă găsesc? Era în Roma, era, nu doar că era în închisoare, dar era un prizonier atât de valoros, încât au pus un paznic pe care l-au legat de Pavel și cineva stătea să-l păzească 24 de ore din 24. Doamne, de ce trebuie să am tot timpul pe cineva lângă mine? Nici un pic de intimitate, nici un pic de libertate. Și Dumnezeu se uită la Pavel și îi spune altă întrebare. Doamne, cu ce am păcătuit? Altă întrebare. Doamne, de ce tocmai eu, de ce tocmai mie mi se întâmplă răul acesta? Și Pavel putea să se uite la circumstanțele acestea prin care trece, dar Dumnezeu a avut un plan pentru Pavel. De fapt, Pavel a avut planul lui. Planul lui era să meargă în Roma, să închirieze Coloseumul, să facă acolo evangelizare, mulți oameni să se întoarcă la Dumnezeu, botezuri mari. Ce bine suna planul lui Pavel. Planul lui Dumnezeu, în schimb, a fost Pavel să meargă în Roma ca și prizonier, legat, să aibă pe cineva legat lângă el 24 de ore din 24. Și acum hai să vorbim puțin. Care plan l-ai fi preferat? Planul lui Pavel, Roma, Coloseum, evangelizare. La câți dintre voi vă place planul lui Pavel? Câți dintre voi l-ați fi ales? Planul lui Dumnezeu, Roma, închisoare, prizonier, pază 24 de ore din 24. Câți dintre voi l-ați fi ales? Câți dintre voi v-ar fi plăcut? Sunt câțiva kamikaze în mijlocul nostru, Domnul să vă binecuvinteze. Mai întreb încă o dată, câți dintre voi ați fi ales planul lui Pavel, Roma, evangelizare, botezuri mari, biserici plantate? Ceilalți,
Câți dintre voi încă nu v-ați trezit în dimineața aceasta? Domnul să vă binecuvinteze. Mai cântăm o cântare. Dar câți dintre voi credeți că planul lui Dumnezeu a fost mai bun decât planul lui Pavel? Câți dintre voi credeți că planul lui Dumnezeu a fost mai bun? Așa e. Dar așa e ce ușor e să ridicăm mâna să spunem: măi, planul lui Dumnezeu a fost mai bun. A fost mult mai bun. Amin. Că planul lui Dumnezeu întotdeauna sunt bune. Dar când trebuie, când ți le dă Dumnezeu ție aceste teme de casă, când ție Dumnezeu îți dictează următoarea temă de casă, este Roma, închisoare, prizonier 24 de ore din 24. Câți dintre voi ați fi preferat asta? Destul de puțin, nu? Pentru că e ușor să vorbești despre asta, e foarte greu să pui în practică lucrul acesta. Și cu toate acestea, planul lui Dumnezeu este mai bun. Și vezi, zice, Cristi nu crede, astea sunt prostii. Cum să fie planul lui Dumnezeu mai bun decât asta? Pentru că în tot răul este și un, spuneți voi cu voce tare, este și un? Bine. În toate circumstanțele nefavorabile este și un? Bine, Cristi, chiar a fost ceva bine în aceste circumstanțe nefavorabile. A fost și nu doar unul singur. Vreau să vă arăt cât bine a găsit Pavel. Omul acesta, știți, este vorba aia, când viața îți oferă doar o lămâie, ce să faci? Să faci limonadă. Mă, ca să faci limonadă, trebuie și apă și zahăr și altele. Lui Pavel, lui în Roma, viața nu i-a oferit o lămâie bună, i-a oferit o lămâie din aia veștejită, vai și amar de capul ei, ce lămâie, da? Pavel o stoarce și face din ea limonadă, cum? Hai să vă arăt, uitați-vă în versetul acesta, spune: în adevăr, în toată curtea împărătească și pretutindeni, aiurea, traducerea Cornilescu, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos. Spune Pavel, se întâmplă ceva bun. El era prizonier în casa împăratului. Știți cine era împărat în vremea aceea? E foarte cunoscut. Începe cu N și se termină cu O. Nero. Nero era împărat. Și cum vă spuneam, Nero i-a zis: mă, Pavel e un prizonier de lux, trebuie să-l păzim 24 de ore din 24, legat pe cineva lângă el. Și 2 ani a stat în felul acesta. Acum, comentatorii Bibliei ne vorbesc despre faptul că paznicii se schimbau tot la 6 ore. Și erau paznici din aceștia de unică folosință, puneau de obicei tot pe altcineva. Faceți voi calcule. În 2 ani de zile, câți paznici au trecut prin mâinile lui Pavel? De fapt, întrebarea mea e, de fapt, cine era prizonierul? Că Pavel, când s-a văzut cu oamenii ăștia legați lângă ei, a zis: eu n-am unde să plec, el n-are unde să plece, hai să-i vestesc Evanghelia. Deci, Cristi, chiar s-a întâmplat asta? Eu chiar cred că s-a întâmplat lucrul acesta. Știți de ce? Pentru că în Filipeni 4, când Pavel îi salută pe cei din biserica din Filipii, spune: eu, Pavel, și toți sfinții de unde? Din casa cezarului. Omul acesta a făcut evangelizare. De ce? Pentru că în tot răul este și un bine. Spune Pavel: sunt aici, dar nu sunt aici ca să mă plâng. Nu sunt aici ca să mă concentrez pe circumstanțe, ci sunt aici ca să găsesc binele. Și primul bine este că Dumnezeu, prin Pavel, mântuiește oameni chiar din casa lui Nero. Chiar din familia lui Nero au fost oameni care n-au mers în iad, au mers în cer, datorită mărturiei lui Pavel, slăvit să fie Dumnezeu. Mai este vreun bine? Mă bucur că ați întrebat, că mai este. Și spune: nu doar atât, și cei mai mulți din frați îmbărbătați de lanțurile mele au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Al doilea mare bine, spune Pavel, este că în circumstanțele acestea nefavorabile, când oamenii din biserică s-au uitat la suferința mea și au văzut cum sufăr și au văzut pentru ce sufăr, au mers mai încurajați. Înainte erau timizi. Acum s-au dus și au cântat cu mai multă îndrăzneală. Acum s-au dus și au predicat cu mai multă îndrăzneală. Acum s-au dus și au botezat cu mai multă îndrăzneală. Acum s-au dus și au plantat biserici cu mai multă îndrăzneală din pricina lanțurilor mele. Pentru că, dragul meu, atunci când suferi și suferi bine, copiii lui Dumnezeu sunt întăriți de mărturia ta. O lume întreagă stătea cu ochii pe Pavel și au spus: wow, în tot răul e și un bine. Ce bine, Cristi! Oameni mântuiți, oameni încurajați, dar mai este încă un bine.
Dumnezeu a spus: Pavel, acum îți dau un răgaz să stai și tu blând, că până atunci tot pe drumuri a fost. Ba în prima călătorie, ba în a doua călătorie misionară, s-a plimbat prin toată Europa, s-a plimbat prin Asia, s-a tot dus să planteze biserici și Dumnezeu îi spune: Pavel, acum este timpul să stai locului și vreau să-ți iei un pic de răgaz, pentru că vreau să faci ceva, vreau să scrii câteva din cărțile Noului Testament, ce zici de asta? Și Pavel: nu, dacă n-am ce face, hai să scriu. Și avem epistolele din închisoare. Sunt câteva cărți din Noul Testament care au fost scrise de Pavel în timpul acesta. Acum hai să revenim. Planul lui Pavel: evangelizare, stadion, oameni mântuiți, oameni botezați, oameni influențați. Ar fi avut impact sau nu planul lui Pavel? Ce ziceți? Ar fi avut impact sau nu? Da. Planul lui Dumnezeu: Pavel stă locului, oameni mântuiți în casa lui Nero, oameni încurajați, Noul Testament scris, o parte, o bună parte din el. Ce ziceți? Care plan a avut un impact mai mare? Pe termen scurt, planul lui Pavel era mai bun. Pe termen lung, astăzi noi suntem aici și vorbim despre ce a făcut Pavel în închisoare, pentru că a fost în închisoare. De atâtea ori când trecem prin circumstanțe nefavorabile, tendința noastră este să ne rugăm lui Dumnezeu să schimbe mai întâi circumstanțele. Dar Pavel în versetul 12 spune: circumstanțele în care mă găsesc. Nu vine și spune: Doamne, te rog, schimbă circumstanțele și apoi Evanghelia va înainta. Ci spune: circumstanțele în care mă găsesc au dus la înaintarea Evangheliei. Și nu contează atât de mult circumstanțele cât contează Evanghelia. Nu contează circumstanțele cât contează ceea ce poate să facă Dumnezeu chiar și prin circumstanțe nefavorabile, dragul meu. Pentru Pavel importantă este Evanghelia. Mulți dintre noi, când ajungem în mijlocul circumstanțelor nefavorabile, dorința noastră este ca Dumnezeu să schimbe circumstanțele. Dar dacă te-ai ruga ca Dumnezeu să nu mai schimbe circumstanțele, ci să schimbe ție atitudinea în mijlocul circumstanțelor, oare cum ar fi lucrul acesta? Oare cum te-ai schimba tu? Oare cum s-ar schimba suferința ta? Când vei suferi, vei suferi cu bine. Când vei avea cancer, vei suferi cu bine. Pentru că într-o zi vei suferi. Când îți vei pierde copilul, vei suferi cu bine. În mijlocul circumstanțelor nefavorabile. Când vei fi acuzat pe nedrept, vei suferi cu bine. Când vei pierde totul, vei suferi cu bine. Când nu vei mai avea bani, vei suferi cu bine. Când vei rămâne singur, vei suferi cu bine. Aceasta este întrebarea. Te vei uita să vezi oare ce poate să facă Dumnezeu pentru înaintarea Evangheliei prin circumstanțele în care mă găsesc? Sau vei sta să-ți plângi de milă? Sau vei sta să încerci să schimbi circumstanțele pe care oricum nu le poți controla, pe care oricum nu poți să faci absolut nimic cu ele? Când vei suferi, se vor întoarce cei necredincioși la Dumnezeu din cauza suferinței tale, pentru că suferi cu bine. Va fi încurajată biserica pentru că tu suferi cu bine. Vor fi întăriți frații pentru că ai suferit cu bine. Aceasta este întrebarea. Săptămâna trecută am stat de vorbă cu sora Lidia Oprean, poate unii dintre voi o cunoașteți. Familia aceasta, în urmă cu mulți ani, a trecut prin circumstanțe foarte nefavorabile. În anul 1987 s-a născut o fetiță în familia Oprean. S-a născut Becky Oprean. La câteva minute după ce s-a născut, a fost diagnosticată cu spina bifida, o malformație gravă a coloanei vertebrale. Totul s-a năruit, pământul am simțit că ne fuge de sub picioare. Au fost vremuri atât de grele, au fost vremuri atât de potrivnice. Însă oamenii aceștia n-au putut să schimbe circumstanțele, dar s-au întrebat care este lucrul bun din răul acesta. Și au folosit circumstanțele pentru ca Evanghelia să înainteze. Prin mărturia lui Becky, mulți oameni au fost încurajați. Îmi amintesc, adolescent fiind în Biserica Baptistă numărul 2, de aici din Oradea, într-o zi a venit o fetiță în căruciorul cu rotile. A fost adusă în biserică, a fost un program obișnuit, dar în momentul în care această fetiță din căruciorul cu rotile a mers în față și a recitat Psalmul 139, programul acela de biserică a devenit un program neobișnuit.
Când o fetiță cu spina bifida în căruciorul cu rotile își ridică privirea în sus și spune: Doamne, te laud că sunt o făptură atât de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Asta înseamnă să suferi bine. Asta înseamnă să fie o încurajare pentru alții. Sute de copii, sute de oameni care au trecut prin încercări au fost încurajați de această mărturie, atât de mult încât în anul 2009 însuși președintele Statelor Unite George Bush a invitat-o pe Becky Oprian la Casa Albă și în biroul oval a decorat-o pentru mărturia ei și pentru curajul pe care l-a avut să, ca în mijlocul circumstanțelor nefavorabile să lucreze la înaintarea Evangheliei. Dragul meu, poate că tu astăzi treci prin circumstanțe nefavorabile, ca și Pavel, ca și Becky, ca și mulți alții. Cum suferi? Cu bine. Poți să vezi ceva bun când viața îți oferă doar o lămâie. Poți să te uiți nu la tine, nu la foloasele tale, ci să te uiți la Evanghelia lui Iisus Hristos. Spune Pavel, este totul despre Evanghelie. Poți să schimbi, ai acest curaj să schimbi atitudinea în mijlocul acestor circumstanțe nefavorabile, pentru că circumstanțele nefavorabile sunt o sursă de suferință, spune Pavel. Dar el indică a doua sursă de suferință, nu doar circumstanțe nefavorabile, ci oameni răutăcioși. Oameni răutăcioși, n-am spus oameni răi, pentru că toți suntem într-un fel răi, avem fiecare dintre noi un pic de rău în noi. Iar de multe ori răul acesta se transformă în răutate. Și uitați-vă ce spune Pavel, că oamenii aceștia răutăcioși, spune, cei din tâi, din duh de ceartă, și o să vedem, spune Pavel, două categorii de oameni, ne uităm imediat la ambele categorii, dar spune, cei din tâi, din duh de ceartă, vestesc pe Hristos nu cu gând curat, ci ca să mai adauge un necaz la lanțurile mele. Să mai adauge un necaz. Spune Pavel, am trecut prin acest necaz, trec prin aceste circumstanțe nefavorabile, sunt în închisoare, sunt cu lanțuri la mâini. Apropo, fac aici o mică paranteză, săptămâna aceasta am ascultat mărturia lui Richard Wurmbrand, am ascultat-o de multe ori, dar de fiecare dată parcă e proaspăt. Omul acesta a stat 14 ani în pușcărie. Dacă ești deprimat, dacă ești descurajat, dacă îți vine să spui capăt zilelor, dacă ai gânduri negre, înainte să te sinucizi, te rog, citește cartea lui Richard Wurmbrand cu Dumnezeu în subterană. O să renunți la planurile negre pe care le ai. Pentru că omul acesta spune, am stat 14 ani acolo și încercam să facem program de biserică. Sunt multe, multe experiențe care le povestește. Și spune, la un moment dat, pur și simplu nu mai știam sunetul instrumentelor muzicale. Pentru că atunci când am mers în pușcăria comunistă, nu ne-au dat chitări, nu ne-au dat pian, nu ne-au dat tobe, nu ne-au dat chitară bas, nu ne-au dat vioară, nu ne-au dat nimic. Dar zice, totuși ne-au dat un instrument. Și reporterul l-a întrebat, care a fost acel instrument? Ne-au dat lanțuri, zice. Și am învățat să îi cântăm lui Dumnezeu cu lanțurile. Cum, zice? Păi zice, foarte bine, cântam, aceasta e ziua Domnului, și pe aia zdrângă lanțurile. Ne acompaniam cu lanțurile. E formidabilă mărturia lui, trebuie neapărat să o urmăriți. Dar spune Pavel, eu sunt în lanțuri. Și nu doar că sunt în lanțuri, e greu să fii în lanțuri, dar spune, dincolo de aceasta, sunt oameni care te rănesc. Atunci când treci prin circumstanțe nefavorabile și atunci vin și oameni răutăcioși. Dar ce fac acești oameni răutăcioși? Hai să vedem, că Pavel ne explică. Zice, este adevărat că unii îl proclamă pe Hristos din invidie și ceartă, iar alții din bunăvoință. Două categorii de oameni. Unii care sunt critici și a doua care sunt camarazi. Zic cu C să se potrivească, să ții minte. Unii oameni sunt camarazi, ceilalți sunt... Unii oameni sunt, mai repetăm o dată, camarazi, ceilalți sunt... critici. Da. Aceștia, din urmă, îl proclamă din dragoste, știind că am fost pus aici pentru apărarea Evangheliei, dar ceilalți îl proclamă pe Hristos din ambiție egoistă, nu în mod sincer, ci gândind să mai adauge un necaz la lanțurile mele. Spune Pavel, prima categorie de oameni critici. Când vorbim despre critici, cum spunea un mare om, zice, sunt trei elefanți în biserică despre care nu vorbește nimeni. Care sunt acești trei elefanți despre care nu vorbește nimeni? Pavel îi arată aici, spune, primul elefant, invidia.
Ați găsit voi vreodată oameni în biserică ce sunt invidioși? Na, nu există așa ceva. Dar apropo, înainte de asta, Pavel arată lucru bun pe care îl fac oamenii aceștia. Pentru că spune, îl propovăduiesc pe Hristos. Atenție, oamenii aceștia erau buni teologi. Îl propovădeau pe Hristos, erau buni predicatori, buni oratori. Aveau în ei râvnă, aveau în ei pasiune, aveau toate aceste lucruri bune pe care Pavel le scoate în evidență. Dar apoi spune, tot aceiași oameni, zice, care nu erau din exterior, ci erau din interior, aveau în ei și o doză mare de invidie. Primul elefant, invidia. Al doilea elefant este cearta. Ați văzut voi vreodată vreun pastor la care îi place foarte mult să se certe? Da. Cel puțin la Speranța nu există. Persoanele excluse sunt de față. Persoanele de față sunt excluse. Dar am vrut să văd doar dacă v-ați trezit. Este al doilea elefant. Sau, zice, din ambiție egoistă. Al treilea elefant este ambiția egoistă. Este competiția să ne dăm la întrecere, să vedem cine are mai mulți membri, cine are biserică mai mare. Și lucrurile acestea se întâmplau în biserica primară, despre care noi ne rugăm de atâtea ori, Doamne ajută-ne să fim ca și biserica primară. Dar adevărul este că acești elefanți stârnesc invidia, competiția care este în noi de când suntem mici. De la școală am avut, mi-a duc aminte, eram, nu mai știu dacă la liceu sau în școală generală, și aveam un examen. Pot să fac aici o mică paranteză să vă povestesc. Și aveam un coleg care era ambițios, asta îi plăcea să citească, spre deosebire de alții. Nu dăm nume, unii sunt aici în față, dar... Îi plăcea să citească, să se pregătească pentru examen și pe vremea aceea informațiile erau mai puține decât sunt astăzi, sursele de informații erau mai puține. Era o culegere de probleme sau ce-o fi fost și cineva din clasă avea culegerea respectivă și ăsta atâta s-a umilogit la persoana aceasta să-i dea culegerea să studieze și el să ia și el notă bună la examen, dar știți ce-a făcut? Nu i-a dat-o! De ce? Să crape de ciudă, să ia el 7 și să iau eu 10! Din liceu, din școală generală, de la grădiniță, copilul meu are 3 ani și știe 3 limbi străine. Dacă vorbim și despre maghiară, se pune 4. Zic și eu acum. Al tău nici română nu știe să o vorbească bine. Copilul meu la 5 ani știe să cânte la 10 instrumente. Competiție, competiție. Dar competiția aceasta, spune Pavel, a intrat chiar în biserică. Oameni care se dau la întrecere unii cu alții, biserici care se dau la întrecere unele cu celelalte, înțelegeți? Și astea sunt lucruri care creează dezbinare. Întotdeauna se găsește cineva care să vină, să spună, asta e bine, asta e rău, asta ar trebui să fie mai așa, asta mai altfel. În fiecare săptămână este cineva care vine și mă întreabă, Cristi, ai auzit ce s-a spus despre tine? Răspunsul meu este nu, dar dacă ai ști câte s-ar mai putea spune. M-a învățat cineva deși din biserică. Răspunsul meu zice, nici nu s-a spus tot, zice. Dacă ai ști câte s-ar mai putea spune. Nu? Întotdeauna cineva se găsește să vină și să arunce o petardă în lucrarea pe care o faci? În școli? Din oraș? Se vorbește despre... Măi, nu te du la Biserica Speranța, de ce? Pentru că acolo este discotecă? Ce să răspunzi? Cum să răspunzi? Sunt critici, este invidie. Și Pavel arată așa de bine aici ce bârfa și critica de multe ori are ca și sursă invidia. Pe ceea ce se întâmplă, pe ceea ce faci, toate aceste lucruri însă dor. Nu există săptămână cineva să nu fie supărat pe mine. De ce? Păi predica a fost prea expozitivă, prea neexpozitivă, prea politică, prea apolitică. A fost cu ilustrații prea multe, a fost cu ilustrații prea puține. Dacă sunt prea multe, e superficială. Dacă sunt prea puține, n-ai creativitate. Credeți că e ușor să fii pastor, nu? Ai văzut articole care s-au scris despre tine? Nu! Nu vrei să le citești? Nu! Nu vrei să le răspunzi? Nu! Ați auzit despre blogger care scriu? Nu se întâmplă asta, zic așa cu...
Taci, mă. Dragii mei, Pavel spune, oamenii răutăcioși pot fi o sursă de suferință. Dar știi când sunt o sursă de suferință? Dacă tu ești în centrul atenției, ei devin o sursă de suferință, că atunci te atacă pe tine direct. Dar vreau să vă spun ceva, uitați-vă aici. Nu am nevoie de permisiunea altora ca să fiu fericit. Și nu am nevoie de permisiunea altora ca să pot să fac lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că lucrarea aceasta nu este despre o biserică, nu este despre un om, nu este despre un grup de oameni, ci este despre Hristos. Și Pavel a știut lucrul acesta. De aceea Pavel scrie atât de frumos în versetul 18. Spune, oricum, fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit. Eu mă bucur. Poftim, Pavel, cum adică te bucuri? Spune Pavel, ba da, eu mă bucur, indiferent ce faceți voi. Eu mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura în continuare, spune Pavel. Pentru că Iisus Hristos, zice, este propovăduit. Lucrarea aceasta l-are pe Hristos în centru. Când tu ești în centru, ești ținta atacurilor, ești ținta bârfelor, ești ținta criticilor. Dar când Hristos este în centru, dintr-o dată ești imunizat la toate acestea. Pentru că nu te mai atacă pe tine, îl atacă pe Iisus Hristos. Știți care este răspunsul lui Pavel? Răspunsul lui la toate criticile, la toate invidiile, la toate bârfele, la toată mândria, la toată competiția, răspunsul lui este, cum începe versetul acesta? Și? Și ce? Sau în altă traducere, în traducerea, noua traducere spune ce contează? Ce contează? Și ce? Cristi, oamenii spun că la Biserica Speranța este discotecă. Răspunsul meu știți care este? Ce contează? De săptămâna aceasta plecăm, nu mai venim la Speranța. Răspunsul meu este... Îmi pare rău. Și ce? Înțelegeți? Pavel nu stă să argumenteze, Pavel nu stă să răspundă înapoi, nu-și pierde vremea cu lucrurile acestea, pentru că știe că la mijloc nu este el, ci la mijloc este Evanghelia lui Iisus Hristos. De aceea Pavel se concentrează pe Hristos. În tot răul este și un bine. Data viitoare, când cineva mai spune lucruri neadevărate despre tine, răspunsul tău ar trebui să fie: ce-mi pasă? Ăsta e răspunsul lui Pavel în noua traducere. Ce-mi pasă? Data viitoare când oamenii vor veni și te vor critica, răspunsul tău trebuie să fie: ce-mi pasă? Și ce? Pentru că importantă este Evanghelia, important, dragul meu, este Iisus Hristos. El este centrul Evangheliei noastre. De aceea Pavel continuă și spune în versetul 19 că știu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului lui Iisus Hristos. Spune, Evanghelia va merge mai departe. Spune, eu mă bucur de lucrul acesta. Hristos este propovăduit și asta este ceea ce contează. De aceea, haideți să lăsăm la o parte celelalte lucruri. Invidia, critica, toate celelalte, hai să le punem deoparte și haideți ca aici la Speranța să-L propovăduim pe Hristos în continuare. Haideți să-L proclamăm pe Hristos, haideți să-L înălțăm pe Hristos, indiferent ce va spune lumea. Dacă știu că duminica trecută L-am proclamat pe Hristos în locul acesta, ce-mi pasă? Dacă știu că am cântat despre Hristos, tu poți să spui că e discotecă, ce-mi pasă? Dacă ție nu-ți convine, nu știu ce, pentru că trebuie să fie după preferințele tale și ești tu mofturos, ce-mi pasă? Hristos trebuie să fie proclamat. El este măsura. Măsura după care facem lucrarea lui Dumnezeu. A treia sursă de suferință este moartea. Circumstanțe nefavorabile, oameni răutăcioși, moartea. Uitați-vă ce spune Pavel în versetul 21. Căci pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig. Dar dați-mi voie să vă citesc și versetul 20. Ce mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic
și că acum, ca întotdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Căci pentru mine, zice, a trăi este Hristos, iar a muri, spune Pavel, este un câștig. Moartea, dragii mei, poate să fie o sursă de suferință când te gândești că într-o zi vei pleca din lumea aceasta. Pavel a fost lovit din multe locuri, acum era amenințat cu moartea. El nu știa dacă va fi eliberat sau dacă va muri. Dar pentru el, pur și simplu, nici moartea nu mai reprezintă o amenințare. De ce? Pentru că Pavel vine și spune atât de clar, pentru mine, zice, a trăi este luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă. Pentru mine a trăi... Pentru tine a trăi ce înseamnă? Observați, scopul lui Pavel este atât de clar. Omul acesta are o viziune cu privire la viață. Pentru mine, de multe ori, a trăi înseamnă stres. Pentru mine și pentru tine a trăi înseamnă alergare. Pentru noi a trăi, de multe ori, înseamnă atât de multe lucruri care se întâmplă. Înseamnă bani, înseamnă neajunsuri, înseamnă rate. Pentru mine a trăi înseamnă cert, înseamnă divorț. Pentru mine a trăi înseamnă atâtea lucruri care se întâmplă. Prietenii rupte, stricate. Pentru mine a trăi înseamnă pornoșaguri. Pentru mine a trăi înseamnă toate celelalte porcării care se întâmplă în lumea aceasta. Spune Pavel, nu, pentru mine a trăi este Hristos. El este scopul vieții mele. Câtă diferență, ce om e omul acesta. El spune, eu am o viziune nu doar cu privire la viață. Am o viziune și cu privire la moarte. Pentru mine a muri, spune Pavel, este un câștig. Și vezi, zice, care-i câștigul lui Pavel? Hai să vă citesc repede, să vă spun care-i câștigul lui Pavel. Spune în versetul 23, și sunt strâns din două părți. Aș dori să mă mut și să fiu împreună cu cine? Cu Hristos. De ce? Care era câștigul lui Pavel în a muri? Hristos. El era câștigul lui Pavel. De aceea spune Pavel atât de frumos, ce pentru mine moartea nu poate să fie altceva decât un câștig. Ce om, ce scop, ce viziune, câtă încredere. Pavel nu bâșbuie. Pavel, ce se întâmplă după moarte? Păi știe Dumnezeu ce se întâmplă după moarte. Dumnezeu știu eu ce se întâmplă. Pavel, dacă o să mori, sunt într-o situație de win-win, zice Pavel. Dacă trăiesc, îs cu voi, dacă mor îs cu Iisus Hristos, sunt într-o situație câștigătoare, nu pot decât să câștig. Ce perspectivă! Și de unde spune asta din închisoare? De unde spune asta legat în lanțuri? Își se uită la viață dintr-o perspectivă a învingătorului, a câștigătorului. În orice se întâmplă, zice, până la urmă va fi bine. Inevitabil, spune Pavel, va fi bine. Chiar dacă acum este rău, chiar dacă acum circumstanțele sunt rele, dacă știi cum să te uiți, chiar și în moarte, dacă știi cum să te uiți la, chiar și la moarte, vei găsi un bine în tot răul, inclusiv în moarte există un bine. Care este binele din moarte? Este Iisus Hristos, spune Pavel. Pentru că, dragii mei, vreau să vă spun ceva. Uite, hai să facem aici două coloane și aici am nevoie de ajutorul vostru. Hai să scriem pe prima coloană micile plăceri ale vieții. Vreți să mă ajutați un pic, dar numai dacă mă ajutați voi facem asta, că nu pun carioca jos, nu. Mă ajutați? Câți dintre voi vreți să mă ajutați? Puteți să văd câți v-a anunțat. Mai mulți, dacă mai este cineva, sus la balcon. Balconul mă ajută? Mă ajutați? Amin? Voi nu, da. și voi. Dar sus la balcon, dacă mai este cineva care vrea. Bun, hai să puteți să îmi șoptiți. Care sunt dintre micile plăceri ale vieții? Câteva dintre ele. Mâncare. Mâncare. Vă place mâncarea? Oh, Doamne, dacă s-ar termina predica asta odată, să merem să... un KFC. Ca McDonald's. KFC. Mac... McDonald's, salad box, Domnul să vă ierte, asta nu. Alte mici plăceri ale vieții, care ar fi? Băi, mi lasă-mă să mai zică și alții. Eu să l-am, da. Altcineva? Da. Băi, nu mai vorbiți, mă, că n-au din sală. Cafeaua? Este cineva la care îi place? Cafeaua.
Deci și asta s-ar fi inclus la mâncare. Bun, lăsăm mâncare, dulciuri, ciocolată, toate le includem acolo. Alte mici plăceri ale vieții. Mașini, vă plac mașinile. Mașini, la copii le plac mașinile. Și la ăia mici, la... Mașini. Și la ăia mai mari. Mă lasă și pe altcineva. Scuze, David. Alte, hai să vedem pe tronsonul ăsta de mijloc dacă este cineva, o mică plăcere a vieții. Spa. Hai mă, ce fotbal, spa. Hai mă, fie, treacă de la mine. Nu știu cum poate să fie plăcere fotbal. Echipele care le avem acum e nerv, nu-i? Se vorbesc despre plăceri, despre frustrările vieții. Aici, pe tronsonul acesta, ia să vedem. Alte mici plăceri. Cum? Electronice, îmbrăcăminte. Și toate surorile să spună... Da? Îmbrăcăminte. Electronice. Da, hai să mai vedem. Vacanțe, ne plac vacanțele? Oh, bine ar fi, nu? Vacanțe. Altceva, ce vă mai place? Familie, ne plac familiile, copii, soacre. Da, am scris câteva, e ok. Și aici, pe a doua coloană, punem Hristos. Dragii mei, ce vreau să vă spun este că într-o zi se va trage linie. Și linia aceasta reprezintă moartea. Și într-o zi, mâncare nu va mai fi. Cafea, îmi pare rău, dar nu cred că o să fie în cer. Mașini, nu. Spa, nu. Poate niște norișori pe care... Fotbal, nu. Îmbrăcăminte? Nu știu. Electronice? Nu. Vacanțe? Nu. Familie? Nu. În ziua aceea, când vei pleca din lumea aceasta, nu vor mai fi răsărituri de soare și nu vor mai fi apusuri de soare. În ziua aceea, vei fi singur, în ceasul morții. Spune Pavel, când vine moartea și se trage linie, dispar toate aceste lucruri, dispar. Dar rămâne Hristos, slăvit să fie Dumnezeu pentru aceasta. Și pentru mine a trăi este Hristos. Dar dacă pentru tine a trăi este asta, atunci ai probleme în ceasul morții. Că spune Pavel, important nu este doar să trăiești bine, important este să mori bine. Important este pentru ce să trăiești viața aceasta. Sunt predicatori care vin și spun și vorbesc despre your best life now, cea mai bună viață a ta acum. Dragii mei, Pavel vine și spune că cea mai bună viața noastră nu este aceasta aici acum. Oricât de mult ai alergat după aceste lucruri, oricât de mult îți dorești aceste lucruri, nu aceasta este viața cea mai bună. Viața cea mai bună este aceasta. În ceasul morții, când închizi ochii și ai plecat din lumea aceasta vizibilă, în lumea pe care acum nu o vedem, dar ai deschis ochii în brațele lui Iisus Hristos și El se uită la tine și spune, bine, rob bun și credincios. Și în ziua aceea îl ai doar pe Iisus Hristos, dar El îți este îndeajuns, El îți este suficient. Pentru mine a muri este Hristos, pentru că spune Pavel, eu vreau ca Iisus să fie glorificat prin viața mea, dar de asemenea, eu vreau ca Iisus Hristos să fie glorificat și prin moartea mea. Și când Hristos este glorificat prin moartea mea, moartea nu mai îmi provoacă suferință, moartea devine câștig, moartea devine victorie.
Pentru că într-o zi Hristos, spune Pavel, s-a dus prin moarte, a trecut pe acolo și moartea a crezut că a înfrânt și moartea a crezut că a biruit și Hristos a fost înfrânt. Dar spune Pavel, Hristos s-a ridicat din moarte biruitor. El este pârga celor adormiți, de aceea moartea devine câștig. Vreau să spun ceva, dacă ești un copil al lui Dumnezeu, moartea pentru tine n-ar trebui să însemne suferință, ci ar trebui să însemne câștig. Pentru ce trăiești? Trăiești pentru lista aceasta? Pentru tine a trăi înseamnă asta? Sau înseamnă asta? Pentru că a muri nu poate să însemne asta niciodată. Niciodată n-am întâlnit pe nimeni care pe patul morții să spună: îmi pare rău că n-am mâncat mai mult. Niciodată n-am întâlnit pe nimeni pe patul morții și am stat lângă oameni care au murit. Dar n-am întâlnit pe nimeni să spună: păcat că n-am avut o mașină mai bună. Dar am întâlnit oameni care în ceasul morții, cu lacrimi în ochi și cu zâmbetul pe buze, s-au uitat la mine și au spus: îl vreau pe Iisus. Îl vreau pe Iisus. Spune Pavel, moartea este o despărțire, dar dacă ești al lui Hristos, cu un ochi plângi, că rămân cei dragi în urma ta, dar cu un ochi râzi, pentru că te duci să fii cu Iisus Hristos. Chiar și moartea, ziceți, poate să fie cu zâmbetul pe buze. Cum? Să nu strigi, să nu țipi, să nu te panichezi, da, zice Pavel. Mori cu zâmbetul pe buze, pentru că ai suferit cu zâmbetul pe buze. Pentru că l-ai iubit pe Iisus cu zâmbetul pe buze. Pentru că ți-ai predat viața în mâna lui Iisus cu zâmbetul pe buze. Și ai zis: Doamne, vreau să fiu al Tău. Toate aceste lucruri o să dispară într-o zi și o să rămâi singur. Dar când se trage linie, rămâne Hristos.